schimbă modul în care pui banii în mișcare. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar. Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre asigurări și în cele ce urmează punctăm tot ce trebuie să știi cu privire la asigurările de sănătate. Asigurarea voluntară de sănătate este un instrument financiar care acoperă, total sau parțial, riscurile de îmbolnăvire și accident, preluând costurile cu serviciile medicale în astfel de situații. Există un interes în creștere al românilor pentru acest tip de asigurări, comparativ cu anul precedent, practic 4 din 10 români spun că sunt mai interesați de acest tip de poliță. De la an la an, primele brute subscrise au crescut. În 2021, spre exemplu, creșterea a fost cam cu 10% față de anul precedent și chiar de 3 ori peste nivelul din urmă cu 5 ani. România a utilizat anul trecut asigurările voluntare de sănătate de peste 620.000 de ori, dublu comparativ cu 2020. Deci creșterea accesării acestui instrument duce și la utilizarea lui și daunele plătite. Practic, valoarea totală a indemnizațiilor, daunele plătite anul trecut de către companiile de asigurări, a fost cu 31% mai mare, respectiv 280 de milioane de lei, o creștere cu 31% peste anul precedent. Iată câteva dintre cele mai importante avantaje ale unei asigurări voluntare de sănătate. În primul rând, protejarea bugetului familiei în cazul apariției unui accident sau a unei boli care presupune costuri suplimentare față de cheltuielile normale regulate ale familiei. În al doilea rând, îți oferă libertatea de a alege furnizorii de servicii medicale, atât în România cât și în străinătate, în funcție de nevoile tale specifice și problema pe care o ai. De asemenea, îți oferă posibilitatea de a alege alte condiții sau o altă modalitate de tratare a afecțiunilor medicale față de ceea ce oferă sistemul public de sănătate. Nu în ultimul rând, cheltuielile cu asigurarea voluntară de sănătate beneficiază de această deductibilitate de 400 de euro pe fiecare individ la nivel anualizat. Deci avantaj pentru angajatori atunci când contractează asigurarea de sănătate pentru salariați și fidelizarea acestora. Ca regulă, asigurătorii care vând aceste produse au o rețea de furnizori de servicii medicale cu care se află în contract. Iată aici fluxul banilor și al prestării serviciilor. Practic, costurile serviciilor medicale sunt desfăgubite din asigurare, urmând ca asigurătorul, practic, să deconteze aceste cheltuieli direct de la furnizor sau să le ramburseze către asigurat, dacă acesta optează, spre exemplu, pentru un furnizor din afara rețelei. Asigurările voluntare de sănătate pot fi contactate individual, direct de către client, de către persoana fizică, sau la nivel de grup, atunci când companiile încheie astfel de soluții de polițe pentru angajații acestora ca parte din pachetul de beneficii salariale. Această formă este cea mai des întâlnită în România, fiind un beneficiu oferit pentru fidelizarea angajaților, extrasalarial, legal și foarte important, să-ți protejezi sănătatea angajaților. Important, asigurarea voluntară de sănătate nu substituie și nu înlocuiește asigurarea socială de sănătate, ci oferă un nivel suplimentar de protecție, inclusiv financiară. Utilizarea ei apare în cazul unei boli care nu este acoperită de asigurarea socială de sănătate sau pentru modalitate de acces diferită la serviciile medicale necesare. Uneori ne putem gândi că nouă nu are cum să ni se întâmple, cifrele din industrie prezentate mai devreme ne demonstrează că astfel de evenimente apar și nu este bine să le înfruntăm fără să fim protejați. Cam acestea au fost cele mai importante informații despre asigurările de sănătate. În episoadele următoare discutăm cu specialiști din domeniu pentru a vedea cele mai noi tendințe și bune practici în domeniul asigurărilor. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
Ai urmărit Banii în Mișcare pentru ca alegerile tale financiare să îți facă bine. Emisiune sponsorizată de BCR pentru o Românie inteligentă financiar.